Vă rog. Din partea grupului parlamentar PRM, senatorul Corneliu Vadim Tudor. Da. A depășit timp. Doamnelor și domnilor, dacă în 1989 a fost o revoluție anticomunistă, în 1999 avem de-a face cu o revoluție antimafiotă. Confruntări? Împotriva cui ne batem? Eu cred că statul român și instituțiile sale sunt suficient de puternice. Apelurile Alianței Civice și GDS la... Eu am să caut să am înțelegerea care cred că este necesară și... O așa direcție privește ocuparea forței de muncă. Toate pagurile de până acum ale Ministerului de Interne se ridică la peste 1.000.000.000 lei. Și pentru ca să fie mai simplu de înțeles ce face armata, am să vă citesc